Doi bărbați au ajuns în arestul IPJ Gorj după ce au furat două damigene cu țuică și o butelie de aragaz. Tinerii au sărit gardul și au forțat ușa unei anexe gospodărești din Turceni și au luat totul din locuința unui bătrân de 62 de ani. De acolo au plecat cu băutura și cu butelia. Au fost prinși de oamenii legii și reținuți pentru 24 de ore. Hoții au recunoscut că au furat țuica pentru că rămăseseră fără băutură. Tinerii de 21, respectiv 24 de ani, ambii din Turceni, au sărit gardul vecinului și au plecat cu 50 de litri de țuică și o butelie de aragaz. Proprietarul a sunat la 112 și a anunțat că i-a fost spartă anexa gospodărească. În urma anchetei, oamenii legii i-au identificat pe cei doi autori ai furtului și i-au introdus în arestul IPJ Gorj. În cauza privind sustragerea mai multor bunuri din locuința unui bărbat de 62 de ani din orașul Turceni, au fost identificați autorii faptei, doi tineri de 21 și 24 de ani, ambii din orașul Turceni. Cei doi tineri, la data de 2 noiembrie anul curent, au pătruns în curtea locuinței bărbatului, prin escaladarea gardului împrejmuitor, au forțat ușa unei anexe, de unde au sustras două damigene de 25 de litri cu alcool și o butelie de aragaz. Astăzi, suspecții au fost duși în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Ce-ați făcut? De ce ați furat? Ce-ai vrut să faci cu țuica? Ai vrut să o bei sau să o viți? Haideți, acolo la mână. De ce nu spui nimic? Ești vinovat? S-o vinzi sau ai vrut să o bei? De ce nu spui nimic? Ți-e rușine de ce ai făcut? Ce-ați vrut să faceți cu țuica? S-o bei. S-o bei? Da. Și ați reușit? V-au prins poliția din păcate. Vă pare rău? Da. IPJ Gorj continuă cercetările în acest caz.